Începe oficial sezonul mărțișoarelor. La Brașov, primăria a permis comercializarea lor doar în 4 locuri publice din oraș, în care vor fi impuse și reguli speciale. Reporterul Observator Claudiu Login vine cu mai multe informații. Claudiu, bună dimineața! Ce trebuie să știm înainte de 1 martie? Bună dimineața, trebuie să știm faptul că sunt emise 45 de autorizații pentru ocuparea domeniului public în locuri intens circulate, dar situate în aer liber din municipiul Brașov. Cele mai multe dintre acestea, 22 la număr, sunt emise pentru această zonă din apropierea Parcului Central din municipiul Brașov. Există și 99 de autorizații pentru amplasarea de tarabe la care vor fi vândute mărțișoare în piețele din municipiul Brașov, iar regulile trasate de autoritățile locale sunt cât se poate de simple, cel puțin 2 metri între comercianți și pe cât posibil păstrată distanța și între comercianți și clienții pentru aceste mărțișoare. Evident, folosirea măștilor este obligatorie. Poliția locală s-a anunțat acest lucru de la bun început, va supraveghea zi de zi, începând de vineri, atunci când începe comercializarea mărțișoarelor, spuneam, va supraveghea zi de zi respectarea regulilor de siguranță privind prevenirea contaminării cu noul coronavirus, iar polițiștii locali vor retrage autorizațiile, abonamentele de ocupare a domeniului public, imediat ce constate încălcări ale acestor reguli. Claudiu, mulțumesc pentru aceste informații.